Uite, hai să punem și ultimul slide. A vorbit mai devreme Irina despre acest workshop, avem câțiva oameni aici în sală care l-au făcut. E un workshop de inițiere, adică noi zicem, băi, cine vrea să afle despre design thinking, să înțeleagă un pic cum funcționează de la cap la coadă și să o facă într-un mod cât mai hands-on, cât mai experiențial posibil, puteți să veniți la workshop-ul ăsta al nostru. Avem unul pe 26-27 martie. De fapt, dacă mergeți la codul ăsta sau la oricare din cele două adrese, vedeți calendarul pe tot anul. Ce să vă zic mai mult? Nu vreau să fie un commercial aici despre detaliul workshop-ul nostru. E un workshop de inițiere. Însă, ce e important pentru noi este că dăm ocazia ca oamenii să se ducă înapoi în companii și să încerce lucrurile astea. Și vedem că la unii se întâmplă niște lucruri absolut surprinzătoare. Mai avem pe cineva aici în sală care a făcut niște chestii absolut incredibile într-o companie de advertising. Și a fost odată aici, Cristina, în spate acolo. Adică în advertising se face creație, da? Și ea s-a dus și a făcut brainstorming cu creativii, dacă vă puteți închipui cu metodele învățate aici. Ceva interesant, da? Nu ne-am fi așteptat. Cum? Și face în continuare. Exact. Deci, noi suntem foarte surprinși de cum povestea asta capătă niște valențe neobișnuite și pe care nu le putem anticipa. Și, na, nu e singurul lucru pe care puteți să-l faceți în privința design tehnic. Dacă vreți, puteți să aflați mai mult de la Mădălin, de la Irina, nu le știu numele tuturor, Alin, Cristina, în sfârșit, o să o grămadă pe aici. Puteți să-i vorbiți cu ei. Și cam atât. Și dacă mai sunt întrebări, noi rămânem aici. La 9:15, cam așa, ar trebui să începem să plecăm. Asta presupune inclusiv că va trebui să rearanjăm un pic spațiul ăsta pe care ne desfășurăm acum activitatea. Deci cine vrea să ajute, eu mor de welcome. Și am văzut că mai sunt două mâini ridicate. Deci ultimele două întrebări, întâi aici, după aia.